ce ne-am propus, am realizat ieri și astăzi. Vreau să rămân cu picioarele pe pământ, este o echipă care ne poate pune probleme și cu siguranță la București va avea replica ei. Acum, bineînțeles că putem spune că suntem un pic favoriți din 50-50, cum am plecat la începutul finalei mici. Eu cred că acum am făcut un pas înainte, deci mai avem un pas până la medalie. Dar, repet, aș vrea să rămânem și împărtați și să nu ne credem deja în vizionare.